Mariana Durleșteanu, cea care a decis să se implice în politica Republicii Moldova, în studioul Europei Libere de la Chișinău. De fapt, dacă s-a ajuns la dizolvarea legislativului, e și meritul dumneavoastră, într-un fel, că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat atunci când v-ați retras din cursa pentru a fi numită pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Ce mizau aceste alegeri din 11 iulie? Eu cred că miza este foarte mare, ținând cont că toți și-au dorit, de fapt, aceste alegeri. Trebuie să fie niște alegeri corecte, libere și contez pe faptul că, de fapt, cetățenii își vor exprima votul pentru acea clasă politică pe care toți o așteptăm, o clasă politică corectă față de cetățean. Se insistă mult pe ideea că trebuie să fie purificată clasa politică și ca în Parlamentul Republicii Moldova să ajungă aleși ai poporului onești care ar pune prioritar interesul național și nu interesul de partid sau interesul personal. Cum se purifică această clasă politică? V-ați pus întrebarea? Desigur mi-am pus întrebarea pentru că și eu pledez pentru clasă politică purificată, care este un proces realizabil, consider, deci da, și spre asta trebuie să tindem pentru a vedea noi politicieni corecți, responsabili și care pot trece la treabă să facă lucruri anumite în folosul cetățeanului. Purificarea ea este simplă, ea trebuie să vină cu bunul simț din partea acelor care candidează și participă în acest proces electoral. Și dumneavoastră credeți că există un politician care va spune că el nu este onest, că el nu este cinstit, că el nu este patriot, că el nu are prioritate aducerea bunăstării și prosperității în casa cetățeanului? Eu sunt sigură că sunt astfel de persoane în Republica Moldova care cu siguranță pot să zicem așa, contribui la o clasă politică corectă și responsabilă și să nu aibă interese de personale sau de partid. Deci noi cetățenii de fapt formăm clasa politică și clasa politică ne-a dezamăgit de atâtea ori încât eu cred că aceste alegeri au adus anume la situația când toți noi trebuie să conștientizăm că următorul parlament va fi unul corect, responsabil și nu toxic. Dar de ce credeți că atât de mult s-au dezamăgit cetățenii în instituțiile statului, inclusiv în forul legislativ? În primul rând, pentru că ele nu sunt funcționale. Deci ele sunt funcționale în folosul personal. Cu regret, când am plecat din Republica Moldova în 2009, instituțiile, toate instituțiile guvernamentale asigurau, să zicem așa, deci funcționau după în contextul bunei guvernări. Dar, cu regret, probabil că s-au întâmplat foarte multe ce ține de procesele de corupție care s-au întâmplat în această perioadă, în ultimii 12 ani și din considerentele astea, deja garnitura guvernamentală, garnitura parlamentară, cu regret, nu și-au adus aportul în beneficiul oamenilor, ci în beneficiul mai mult de clanuri, de scheme și de corupere. Da, foarte mulți experți cunoscători ai scenei politice din Republica Moldova spun că cei care au ajuns să fie mari corupți ai Republicii Moldova tocmai au fost crescuți de pe timpul regimului comunist. Eu nu știu de cine au fost crescuți, pentru că eu am fost educată de către familia mea într-un stil de a conștientiza ce e bine și ce e rău. Dacă persoanele care între acești 30 de ani au condus această țară, au fost certați cu morala și cu bunul simț, am ajuns unde am ajuns, cu regret. Îmi pare foarte rău, pentru că anume această clasă politică ne-a făcut să plecăm din țară. Și apropo, votul din diasporă, cât de important este și cine pune
mare preț pe acest vot, pentru că dacă vorbim despre părerile politicienilor, ele se împart. Unii din contra zic că votul trebuie să fie încurajat al cetățenilor care și-au găsit rostul în străinătate, alții chiar spun că poate nu ar trebui să fie atât de implicați, ei sunt departe de casă și nu cunosc realitățile de aici, de ce ar trebui ei să decidă soarta Republicii Moldova dacă se află în afară? Eu fac parte din diaspora, da? Deci consider personal că diaspora trebuie să se implice activ în viața politică din Republica Moldova, de unde ar fi, deci de la distanță. Și am făcut-o și eu și încurajez toată diaspora să fie foarte activă și în actualele alegeri. Cred că am văzut votul care a fost oferit la prezidențiale și numărul participanților. 253.000 de cetățeni. Deci personal am stat în... Cu drept de vot din Republica Moldova, au participat la scrutinul prezidențial din toamna anului trecut. Da, am stat în rând pentru a vota, pentru a-mi exprima dreptul la vot și am mobilizat chiar diaspora din toate țările pentru a oferi acest vot în contextul unei schimbări pe care noi toți de la distanță ne dorim. Deci noi nu trebuie să tratăm diaspora că nu-i pasă. Diaspora urmărește tot procesul politic din Republica Moldova și anume noi cei din diaspora ne aflăm acolo din considerentele că clasa politică a contribuit la dezmețul care este astăzi. Dar și diaspora e polarizată, așa cum e și societatea de aici, de acasă. Se zice că cei care și-au găsit un job bun, un loc de muncă în Occident, preferă partidele pro-europene să le dea votul, să le susțină, iar cei din Est mai degrabă împărtășesc viziunile politicienilor de stânga. Știți, doamna Ursu, eu cred că, în primul rând, nu trebuie să vorbim de stânga sau de dreapta, pentru că deja și în vest, în țările din vest, doctrinele s-au polarizat, deci s-au încrucișat. Nu mai este stânga care a fost și nu mai este dreapta care a fost. Și eu cred că, în special din considerentele că bunăstarea omului contează în primul rând, indiferent de ideologie. De-aia eu cred că diaspora care, într-adevăr, din vest, ea este cu siguranță mai activă în aceste procese electorale. Nu zic că diaspora din Est nu este activă, însă eu cred că ei sunt mai focusați pe, din punct de vedere probabil mai mult etnic și limbă, deci cred că caz care trebuie să fie cumva echilibrat. De ce schimbări are Republica Moldova nevoie actualmente, iată, după ce va fi cunoscut rezultatul acestor alegeri parlamentare anticipate? De unde începe schimbarea? Schimbarea începe de la noi, cetățeni, în contextul votului care ne îl oferim. Deci noi trebuie să fim activi pentru a contribui la curățirea clasei politice. Deci trebuie să aducem în Parlament o clasă politică cu o minte deschisă, în contextul că pe primul plan este cetățeanul. Și eu cred că oferindu-ne noi votul pentru cei care pot face ceva în această țară, de acolo se va începe schimbarea. Votul cetățeanului începe de la promisiunea pe care o face concurentul electoral în campanie. Pentru că și partidele și blocurile și persoanele care figurează pe listele acestor entități spun că Moldova are nevoie de reforme, că Moldova trebuie să scape de corupție, că Moldova trebuie să aibă guvernare care ar avea curaj și voință politică să reformeze justiția și încă multe, multe alte probleme, dar pentru că aceste probleme să țin lanț, să vă întreb pe dumneavoastră, ca economist, totuși, care ar fi primele trei probleme de strigentă actualitate ca să poată fi identificată o soluție pentru aceste trei probleme? Cred că prima, toți cunoaștem, este justiția. Deci cred că am fost ultimii 30 de ani intoxicați cu toate promisiunile de reforme în justiție. A fost o mimare că se dorește reforma în justiție, cu regret. Eu cred că deja s-a ajuns la faptul că fără această reformă nu putem să ne mișcăm, pentru că dacă va continua mimarea, deci nu că doar dorința,
nu se va ajunge nicăieri. Dar ce înseamnă, în opinia noastră, o adevărată reformă în justiție? Deci trebuie să vedem din punct de vedere legislativ și normativ ce poate fi făcut. Deci începând de la Procuratura Anticorupție, de la toate instituțiile guvernamentale, inclusiv și la faptul că transparența și corectitudinea tuturor implicați în procesul de justiție trebuie să fie în folosul oamenilor și nu în folosul cetățenilor. Și aici mă refer și la procuratură, și la judecători, și la CNA, și la ANE. Deci toți care deservesc cetățeanul trebuie să demonstreze că el are o bună intenție și respectă legea. Legea este pentru toți tot una și nimic nu este mai presus ca legea. Justiția din Republica Moldova nu reușește de ani buni să ducă la finalitate dosarele de rezonanță. Acum, dumneavoastră, credeți că în următorul parlament vor avea deputații o voință de fier ca să le creeze toate condițiile celor din justiție să se concentreze pe dosarele finalitatea cărora este așteptată de cetățeni? Eu consider că justiția trebuie să-și facă treaba, pentru că chiar deputații ce țin de dosarele de rezonanță și în special mă refer la furtul miliardului, evident că organele de drept trebuie să-și urma să-și facă treaba până acum, pentru că totuși au trecut atâția ani. Și eu am urmărit că foarte intens cum s-au mișcat lucrurile. S-au mișcat foarte prost, pentru că până în prezent nu înțeleg care activi sunt sechestrate, vândute, mai urmăresc. Deci da, clar că procesul respectiv, dar nimeni nu a fost pus la pușcărie. Deci mă întreb de ce. Deci chiar nu avem dovezi, deci nu avem dovezi în cum a fost făcut. Am citit raportul Kroll și mi este foarte clar cine și cum a participat la acest proces. De ce nu sunt acum aceste persoane pedepsite? Reforma justiției ar fi o problemă, altele două? Altele două, desigur că noi toți conștientizăm impactul pandemiei COVID. Deci înțelegem cum ne-a prins această pandemie cu sistemul medical, pentru că nu eram nici pregătiți și eu mulțumesc doctorilor noștri, asistentelor medicale, pentru curajul pe care l-au avut în această perioadă, pentru că neavând nici echipamente, nici finanțare în buget, deci Moldova s-a descurcat destul de bine. Și a treilea, sigur s-a descurcat destul de bine, această apreciere a dumneavoastră reiese cel mai probabil și din ajutorul care a venit din afară. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Deci și în special România, care ne-a ajutat foarte mult cu vaccinul și eu consider că noi chiar am în această situație nu avem nici finanțare, nimeni nu discuta de fapt despre faptul că se jongla cu viața oamenilor în acest proces, până a provoca alegerile parlamentare anticipate, da? Deci chiar s-a jonglat mult, dar ținând cont numărul de infectări acum, eu consider că totuși s-a făcut față și încă o dată aduc apreciere sistemului medical. Eu consider că țara noastră are nevoie de o strategie în ocrutirea sănătății pe un termen de 10 ani, pe termen lung, începând de la motivarea doctorilor și asistenților medicali și a sistemului în general. Motivare mă refer anume la finanțare și la finanțarea unor investiții concrete, atât în spitale cât și în echipamente. Deci, este foarte clar că avem o nevoie de o strategie pe termen lung în sănătate, de calitate. Și o altă prioritate este, desigur, că educația. Pentru mine personal, educația în copii a fost una prioritară și rămâne prioritară. Și consider că în Republica Moldova, ținând cont că totuși trebuie să asigurăm o generație sănătoasă și educată, este obligatoriu să investim în viitoarea generație, pentru că și sănătatea și educația deschide minți și
dezvoltă țara respectivă. Eu contez foarte mult că următoarea generație va fi una modernă, cu viziuni europene, deci nu, nici nu se discută, și cu valori europene. Deci niciun stat nu poate fi dezvoltat dacă nu investește în educație. Ținând cont de realitățile din Republica Moldova, ce promisiuni faceți dumneavoastră pentru alegători? Eu sunt mai scumpă cu promisiunile, pentru că știu că orice promisiune costă. Și când zic costă, mă refer la faptul că trebuie să fiu sigur că are și acoperire financiară. Da? Deci eu sunt foarte focusată pe faptul cu ceea ce promit trebuie să fie realizat. Dar trebuie să aveți o ofertă electorală și care e aceasta? În primul rând, oferta electorală este că nimic nu este mai presus ca legea și banul public nu se fură. Da, o cred că noi sigur că vom veni cu propuneri clare, deja eu am lucrat cu colegii mei, cu echipa, la ele pe toate segmentele, dar acum este prea matur până nu ne lansăm oficial. Da, când vă lăsați oficial? În curând. În curând, azi, mâine, peste o săptămână? Mai durează un pic, pentru că totuși eu sunt a treia zi în, în Republica Moldova, deci în curând va fi. E ușor să adun cel puțin 50 de oameni din cei 101 care trebuie incluși pe listă? Nu este ușor, pentru că, cu regret, am înțeles că este un deficit de resurse umane în Republica Moldova, mă refer în sensul ca să găsim oameni buni, de calitate, corecți, responsabili și care să vrea să treacă la treabă, nu doar la promisiuni electorale și populiste. CECU anunță că 53 de formațiuni politice au dreptul să se înscrie în cursa prezidențială, 53 de partide cu 101 persoane pe listă ar însemna 5300 de persoane, eu știu, care se vor regăsi în această cursă electorală pentru numărul de populație rămasă în Republica foarte Moldova mult. E groaznic, este foarte mult, sigur că numărul ăsta mă sperie și monitorizam chiar câte partide sunt în Marea Britanie. Deci exagerat de mult. Evident că eu sunt realistă câte partide au șansa de a trece în Parlament. Partidele extraparlamentare oricum, dacă pot găsi anumii candidați pentru a se lansa în cursa electorală, este bine, pentru că totuși lumea dorește cu adevărat să, sper, conștientizez că poate unii o fac doar ca să aibă imunitate de deputat, nu știu, dar sunt foarte mulți oameni care într-adevăr vor, doresc să aducă realitatea în fața cetățeanului. Ce șanse credeți că aveți să ajungeți în Parlament, ținând cont că ați venit pe ultima sută de metri, cu foarte puțin timp înainte de a demara campania electorală, că sunteți totuși și cunoscută și prea puțin cunoscută pentru alegătorii Republicii Moldova? Sunt o persoană realistă, deci înțeleg că am lipsit atâta timp din țară și lumea care nu mă cunoaște, sper că în acest timp scurt să fac față provocărilor. După cum am mai zis, într-adevăr conștientizez că este prea puțin timp pentru lansare, dar eu sunt o persoană și optimistă, și realistă și optimistă. Never say never. Deci trebuie să mergem înainte, pentru că mi-am dat seama că totuși implicarea mea și a echipii mele pot face față unor lucruri care să fie palpabile. Deci nu doar promisiuni și pomeni electorale. Deci noi vom încerca să facem într-adevăr ceva profesionist, corect, transparent și cea mai mare speranță este că să nu dezamăgim cetățeanul. Dar nu ați mai avut oferte și din partea altor concurenți electorali să mergeți pe listele lor? Ba da. Cred că am fost contactată de multe formațiuni politice și am ales formațiunea pe care am ales-o, Partidul Legii și Dreptății, pentru că valorile acestui partid sunt mai aproape de valorile mele personale, ca familie, ca educație, ca economie, ca dezvoltare, ca totul. Dar mulți cetățeni au uitat că există o asemenea formațiune pentru că nu a participat la alegerile din ultimii ani, pentru că nu s-a manifestat cu nimic.
Eu cred că acest partid, chiar dacă nu a participat la ultimele curse electorale, eu l-am ales în sensul că și de fapt mulțumesc mult domnule general Alexei. Nicolae Alexei. General Nicolae Alexei, pentru faptul că, că m-a susținut în decizia mea și apreciez foarte mult suportul domnului general, pentru că dânsul este, dumnealui este o legendă în lupta cu crima organizată și cu siguranță, cu siguranță știu și sper că voi avea tot suportul în lupta cu schemele economice și evaziunile fiscale, contrabanda, deci totul care cu regret merg în buzunarele personale și anume cu regret ce am urmărit, dacă domnul general a luptat cu crima organizată care era pe atunci. Acum, de fapt, schemele astea economice sunt dirijate de cei care poartă cămășuri cealbe, da? Deci de funcționari. Și este regretabil cazul ăsta, oamenii ăștia trebuie să plece. Și chiar credeți că atât de multe scheme sunt care ruinează economia națională? Doamna Ursu, eu am citit raportul Națiunilor Unite, ONU, Organizația Națiunilor Unite, și am văzut foarte clar, 1.200.000 anual, cu regret, pleacă în proprietățile personale, în avere personale, anume din aceste scheme și evaziuni. Eu sunt finanțist și îmi dau seama foarte bine că aceste scheme sunt dirijate din umbră și aș dori foarte mult să contribuie ca să devalizăm, să le distrugem și să nu mai fie niciodată în Republica Moldova gestionări de scheme frauduloase. Acești bani pot merge în medicină, în educație, deci în dezvoltare, infrastructură. Deci după miliardul furat, deci realizez și îmi dădeam seama de fapt de la distanță că orice business este cumva sub acoperirea cuiva, gestionat de cineva, dar sunt lucruri care nu mai pot fi tolerate. Dar cine ar sta în spatele acestor scheme? Eu știu multe care sunt gestionate de politicieni, cu regret. Și e jalnic atunci când un business privat creat de cineva este nevoit să fie vândut sau cedat numai din considerentele că cineva îl impune să facă asta. Dar, apropo, ce părere aveți despre businessul implicat în politică? Eu vin din apropo, business. Apropo, veniți și dumneavoastră din lumea afacerilor, da, așa da, că... Eu vin din business și de aceea eu consider că cu cât mai mult vom avea oameni care stau cu picioarele pe pământ, cu realitățile, care știu că au niște ținte clare și țintele astea, mă refer la scopuri, obiective, trebuie să fie atinse. Deci ei sunt bineveniți tot timpul și trebuie să creăm și să facem din generația tânără o generație care gândește prin prisma business-ului. Nu celui care îi pică din pod, ci acelui care îl creează și îl generează profituri. Dar cum s-a putut ca să apară oligarhi în Republica Moldova, ținând cont și de dimensiunea statului și de posibilitățile de a produce mărfuri și de multe alte criterii? Pentru mine, sincer, cuvântul oligarh nu este pentru Moldova. Deci la noi statul a fost capturat și a fost un stat paralel creat, noi cunoaștem de cine, personajele respective. Oligarhii sunt acei care produc, care creează fabrici, care creează locuri de muncă, chiar dacă au suport politic, ei dacă creează și aduc beneficii statului, plătesc impozite, creează joburi, dezvoltă și devin bogați, ăștia sunt oligarhi. Da, dar și acei oligarhi despre care se zice că i-ar fi avut sau îi mai are Republica Moldova, au avut sprijin și dintr-o parte a Prutului și din altă parte a Nistrului, adică și din România și din Ucraina. La un moment dat, interesele se intersectau. Ne referim la regimul Plahotniuc și la relațiile pe care le avea el cu fostul președinte Poroșenko din Ucraina, cu fostul premier politician Dragnea? Eu cred că noi prea multă atenție când numim
domnul Plahotniuc. Deci, în primul rând, pentru mine dânsul nu este un domn, dar nu cunosc toate detaliile ce ține de cum și-a construit el business-ul. Mai știu, din, pentru că vin din domeniul petrolier și domnul a fost acolo tot. Da, de acolo și-a început, se zice, că cariera în business. A început el din diferite prisme, dar... Sunt alte aspecte mai negative, dar se zice că cu Rompetrom a început. Nu cu Rompetrom, cu Petrom. Da, deci dânsul a fost în compania Petrom Moldova și cunosc performanțele domnului. Însă, cu regret, adică cum le cunoașteți? Din ce punct de vedere? Din ce unghi? Păi noi suntem concurența. Adică noi, mă refer în compania unde eu lucrez, grupul Kazmunai Gaz International, care are brandul Rompetrol. Deci mediul sau industria unde eu activez și vreau să vă zic, sunt în concediu formalizat, acum nu am dreptul să spun multe detalii, noi ne cunoaștem. Pentru că nu sunt atât de mulți, suntem concurenți. Și în special tot ce ține de managementul, top management și managementul de mijloc, mediul este cunoscut. Și în două cuvinte doar, cum a fost businessul pe care l-a practicat domnul Plahotniuc? Păi nu am dreptul să dau eu apreciere acum, pentru că eu cred că el a dezvoltat niște, într-adevăr, compania aici. Știu că a făcut investiții și în infrastructură ce ține de domeniul respectiv. Însă cred că a fost preocupat mai mult de alte treburi decât treburile Petromului. Și anume treburi de a se pune bine cu cine știa el și să apară în această lume care, să zicem așa, nici nu știu dacă să-l numesc politician, pentru că pentru mine a fost șocant să-l văd în Parlament. Deci, sincer, eu de la distanță a fost șocant, pentru că astfel de persoane nu trebuie să fie în Parlament. Dar a fost ce a fost și nu mai doresc să discut despre el, pentru că este silă. Scuze de cuvinte. Eventual, dacă ajungeți în Parlament, cu cine ați accepta să mergeți într-o coaliție? Cu excepția formațiunii Șor, cred că este necesar să avem dialog cu toții. Deci politica se face prin dialog și prin consultări, deci prin respect reciproc și acele formațiuni care vor avea aspirațiile noastre ceea ce ține de a justifica votul cetățeanului oferit din 11 iulie, cu acele formațiuni vor merge în continuare. Deci ați amintit cu excepția Partidului Șor? Da. De ce? Cu pentru că nu tolerez, dacă, nu tolerez ca să fac alianță cu cei care au contribuit la devalizarea băncii de economii. Deci eu când am fost președintele Consiliului de Administrație la Banca de Economii, noi am pregătit banca pentru privatizare clasică și înainte de a pleca la BERT, noi ca angajat, la momentul respectiv, noi am angajat compania de consultanță BNP Paribas, deci este o bancă franceză, pentru a face un studiu diagnostic cum să pregătim banca pentru privatizare clasică, dar nu pentru devalizare. Ce s-a întâmplat cu banca de economii este o rușine. Deci este o crimă totală, care cineva trebuie să răspundă. Ilan Șor a dat publicității anumite informații și spune că pe timpul lui Gachkevici s-ar fi furat banca de economii și de ce este învinuit el. Gachkevici a fost executiv. Deci executiv se numește managerul care a condus banca, da? Președintele de administrare a băncii. Domnul Șor a fost președintele Consiliului de Administrare. Da? Președintele Consiliului de Administrare, deci nu poate sta în Consiliu dacă nu cunoaște performanța băncii. Deci nu face domnul Gachkevici singur, de unul singur, tot ce a făcut. Deci toate acele credite neperformante oferite agenților erau cu consimțământul domnului Șor oferite. Cu siguranță, deci cu siguranță. Eu am stat în multe consilii de administrare a băncilor și ca reprezentant a BERT-ului și ca reprezentant a Kazmunai Gazului și se fac ședințe, este consiliu, deci este comitetul de risc. Da? Comitetul de risc este obligat să discută toate creditele neperformante. Dar cel mai interesant că se fac rapoarte de audit, deci se dau rapoartele la Banca Națională, adică eu nu știu de ce Banca Națională a fost atât de tolerantă, dar cunoaștem cine a fost guvernatorul Băncii Naționale
Dorin Drăguțean. Da. Ce le spuneți dumneavoastră acelor alegători care trăiesc cu crezul că a furat politicianul, dar ne dă și nouă și e mai bine să-l votăm pe ăsta decât pe cel care fură și nu ne dă și nouă? Eu sper că scoatem din capul oamenilor așa percepție. Sunt foarte mulți cetățeni, da? Care încă zic este că... regretabil. Este regretabil dacă noi trebuie să educăm cetățenii. Da? Deci trebuie să educăm în sensul că banul public nu se fură. Nu se fură. Deci noi trebuie să muncim într-adevăr cu tânăra generație, care să nu înțelegem că această generație va moderniza Moldova într-un alt stil, într-un stil european. Noi suntem țară europeană, dar cu regret cea mai săracă. De ce suntem cei mai săraci? Pentru că s-a furat totul. Dar doar luminița din capătul tunelului nu s-a furat, dar sper că nu vom da șansă. Cei tineri și cei vârstnici și oricum fiecare din ei au dreptul să voteze. Și dacă vine politicianul și îi umomește, îi ademenește și cu o pomană electorală și le mai spune că a implementat și niște proiecte, oricum prinde la omul simplu, la votant. Eu cred că asta... Dacă parlamentari sau candidații, potențiale candidați, vor merge cu astfel de pomene, sunt certați cu morala. Pentru că nu poți minți cetățeanul că știind că fur și o să le oferi ceva. Deci nu se acceptă astfel de lucruri. Sunt certați cu morala politicienii, în primul rând. Pentru că asta, de fapt, eu înțeleg că vânătoarea de voturi deja s-a lansat și s-a lansat de mult, dar... Nu văd cum ar trebui, ne-ar permite simțul uman de a merge și a face, de a avea în gând astfel de lucruri. Deci, pentru mine, nu știu, probabil că sunt depășite de astfel. Și eu sper că cetățenii să înțeleagă că prin prisma că cineva fură și ne dă și nouă, să dispară din capul lor. Votul este și unul geopolitic? Cu siguranță. Cu siguranță, ținând cont de toate ciocnirile geopolitice din regiune, este inevitabil. Este inevitabil și eu sper că totuși nu va exagera acest subiect în campania electorală, pentru că trebuie să fim foarte precauți cu totul ce se întâmplă. Dar cum îl convingi pe cetățean că votul lui nu trebuie să fie geopolitic? În primul rând că noi nu trebuie să dezbinăm societatea, deci da, noi ar trebui să încercăm să-i convingem că ce putem lua din vest, da, și mă refer aici anume la valorile europene și ce ține de est, evident că noi trebuie să convingem cetățeanul că toate relațiile bilaterale sunt importante. Da, într-adevăr, situația care în special și în Ucraina se întâmplă acum și atitudinea din regiune nu este una cea mai ușoară și noi fiind în contextul acestor ciocniri, va trebui să alegem clar cum să prezentăm aceste provocări cetățeanului. Și pledați pentru o relație bună și cu estul și cu vestul și cum e posibil acest lucru? Eu consider în primul rând că noi oricum suntem o țară europeană, după cum am mai spus, trebuie să tindem spre valorile europene, deci mă refer că tot ce ține de procesul de integrare în Uniunea Europeană urmează să fie relansat, reactivat, cum s-ar zice, reanimat, pentru că ultima perioadă a fost ce a fost și totul ce ține de aceste valori, eu cred că cu suportul României, deci în viziunea mea, pentru că România este avocatul nostru necondiționat la Bruxelles și în toate relațiile, cred că inclusiv am văzut și în cadrul pandemiei cât suport ne-a oferit, am putea să mișcăm carul din bloc. Cât privește cu estul, eu consider că iarăși, în primul rând, urmează să fim foarte clari în contextul relațiilor bilaterale, dar și în contextul faptului că totuși tot ce ține de exporturi, de comerț, la moment, eu știu că s-a schimbat, că mai mult merge spre Uniunea Europeană, spre țările Uniunii Europene, dar și cu estul tot. Urmează să fim foarte echilibrați în relațiile cu estul.
Cum ați crede că s-ar putea rezolva problema transnistreană? Pentru că e o problemă destul de serioasă și chiar dacă se vorbește de atâția ani despre reunificarea celor două maluri ale Nistrului, pasul bate mai mult pe loc și cei de peste Nistru spun că ideea lor e ca să meargă până în pânzile albe pentru a li se recunoaște independența. Pe de altă parte, mulți învinuiesc și autoritățile de la Chișinău că dacă nu ar importa electricitatea de la Cuciurgan, acea regiune nu ar putea să mai existe. Cum vedeți dumneavoastră o soluționare a problemei transnistrene? Deci, în primul rând, este regretabil că ne aducem aminte de Transnistria atunci când vin alegerile. Da? Deci cam așa se primește la noi. Când sunt alegerile, ne aducem aminte de conflictul transnistrian, de formatul 5+2, deci de cum va fi sau vom rezolva această situație. Eu consider că, în primul rând, lipsirea cetățenilor la dreptul de vot este o gravă încălcare. Da, din partea aia. Deci chiar nu este inadmisibilă, cu regret. Și îmi pare rău că în timp de 30 de ani tot acolo suntem, de unde ne-am pornit. De-aia eu cred că formatul 5+2 chiar trebuie reactivat și prin prisma că faptului că trebuie să avem niște relații mai active cu Kievul, da, în contextul actual, da, înțeleg că în trecut a fost mult mai dificil, și totodată să avem o participare mai activă și din partea României, pentru că este vorba despre securitatea de frontieră. Da? Și iarăși aș dori ca acest conflict să fie finalizat, să nu mai numim conflict. Înțeleg foarte bine faptul că prin prisma livrărilor de gaze, care ajunge inclusiv la producerea energiei electrice pe care Republica Moldova o cumpără tot în cadrul Republicii Moldova. Deci pentru mine nu este alt regim. Cu regret, aceste, să zicem, lanțuri, ele trebuie excluse. Da, la anumite etape Rusia îi mai amintește Republicii Moldova despre datoria pe care o are pentru livrările de gaze, inclusiv către regiunea transnistreană. Subiectul ăsta a fost tot timpul pe agenda rușilor, să zicem așa, pentru că și în cadrul negocierilor memorandumului COSAC, acest subiect era tot timpul. Exact. Și eu, fiind, am participat la procesul respectiv și tot timpul am menționat că noi nu recunoaștem datoria pentru gazele livrate în Transnistria. Și poate să rămână Republica Moldova pe această poziție? Și eu cred că la masa de negocieri se poate ajunge la diferite opțiuni și evident că opțiunea este ca această datorie să nu fie recunoscută și să fie anulată. Deci pentru asta aș pleda eu, pentru că această datorie a susținut acest regim și o cunoaștem, nu este ceva nou. Acest regim este menținut datorită anume că prețurile pentru gazele care se consumă în Transnistria nu sunt prețuri de piață, da? Deci sunt prețuri diferite de ceea ce plătim noi din partea dreaptă a Nistrului. Și plus că ele aproape că nici nu se achită, deși cetățenii de acolo spun că ei achită pentru consumul de gaze, iar datoriile regiunii cresc pentru consumul de gaze. Nu, pentru că acești bani direcționează deci, către cei care furnizează. Gazul merge și la producerea energiei electrice cu care noi plătim energia, deci normal ăsta este un flux de numerar, să zicem, un flux a banilor în circulație care susține acest regim. Și ei își achită salariile. Cum se taie acest nord gordian? Eu cred că nodul ăsta trebuie tăiat sau urmează să fie discutat la masa de negocieri cu toate părțile și trebuie să fie mare voință politică. Și din partea noastră și din partea celor de pe celălalt mal. Dar credeți că nu s-ar cere ceva în schimb pentru acest lucru? Eu consider că partea, sau să zicem așa, Transnistria, din punct de vedere economic, ar putea să se alinieze sigur, cu siguranță, la ceea ce avem noi aici. Și vă zic, eu vin din business, și nu am dreptul să divulg multe lucruri, însă se fac importuri în Transnistria
din țările Uniunii Europene. Exact, și majoritatea exporturilor din Transnistria tot pe piața Uniunii Europene, inclusiv Europene, în România. Da. Deci și cu siguranță să știți că ei merg acolo, în Uniunea Europeană, cu actele în regulă. În regulă, în Republica Moldova, cu conturi. Deci dacă autoritățile inițial, de aici noi trebuie să-i ajutăm. Îi ajută, da, da, ca să aibă acte în regulă, doar că ei, ducând marfa pe piața comunitară, în regiunea transnistreană, știți că sunt anti-UE și din contra. Eu cred că promovează simplu cu totul alte politici care sunt îndreptate mai degrabă către o apropiere de Federația Rusă. Păi eu cred că asta o fac politicienii de acolo, așa numiți, pentru a spăla mințile. Da? Dar businessul care se face cu Uniunea Europeană, deci este un business care la moment eu consider din punct de vedere chiar așa produselor petroliere, respectă cerințele, da, Uniunii Europene. Nu pot să dau multe, dar și ei vin cu acte emise de către instituțiile Republicii Moldova. Deci eu consider că prin prisma economică noi urmează să ne așezăm cu partea respectivă și să găsim acel punct comun și interese comune. Deci, din ceea ce spuneți dumneavoastră, are ieșit că există politicieni și pe un mal și pe altul al Nistrului care au interese și cărora le este convenabil să existe această regiune nerecunoscută pentru că să se facă aceste mișmașuri sau nici nu știu. Cu siguranță sunt interese și acolo și aici. Eu și se cunosc. Este regretabil că în 30 de ani totuși a stat să zicem, în agenda mai mult a politicienilor a stat interesele personale. Că astea sunt pur interese personale. Deci nu este ceva în interesul. Deci da, dar interese personale care aduc beneficii în buzunarele care unui grup restrâns de oameni. Da, da, oameni care fac bogați și uită de cetățeni. Și se întorc la cetățeni doar atunci când sunt alegeri. Asta este regretabil. Eu sper că și în partea respectivă urmează să se focuseze foarte mult pe educația generației tinere. Chiar am conștientizat astăzi, pentru că m-am întâlnit cu o persoană care era din Transnistria și era persoană tânără și am întrebat-o, de ce ai plecat de acolo? Și mi-a zis că nu este o perspectivă. Deci nu văd. Chiar dacă, deci am venit aici, nu vorbesc română, am mult mai multe șanse pe malul ăsta, malul drept al Nistrului, decât să rămân acolo. Și zic, bine, și mai departe, care sunt perspectivele? Vrei să rămâi aici? Vrei să pleci? Și a zis că, la moment, stăm aici, deci oricum circul, mi-a zis domnișoara respectivă că chiar foarte mult tineret acum este un val care pleacă din Transnistria. Nu mai suport acel regim. Da, și eu mă bucur. Noi trebuie să fim deschiși pentru că suntem unii și acești cetățeni aceiași țări. Și trebuie să fim deschiși, să-i primim cu drag și să le oferim joburi aici, locuri de muncă, să-i motivăm și să-și facă business-uri private. Dar, în opinia noastră, o relație bună cu Kievul și cu Bucureștiul, la ce s-ar reduce și cum vedeți dumneavoastră o evoluție pe dosarele moldo-român și moldo-ucrainean? Eu cred că, ținând cont că frontierele sunt comune, deci putem să avem acești doi actori foarte bine implicați. Da? Și atunci, în partea cu Ucraina, s-ar finaliza, sper, într-o bună zi, toată contrabanda, pentru că, totuși, întrerile sunt din partea aceea. Și din partea României, după cum am mai spus, România eu o văd ca un avocat necondiționat în toate reformele sau inițiativele Republicii Moldova și ar putea să ne ajute mult prin prisma de ce avem nevoie și la Bruxelles, în cadrul Comisiei Europene. Eu cred că această abordare ar putea să miște carul din loc și consider că în genere că subiectul respectiv trebuie să fie deja restartat de la zero și mers înainte. Sondajele arată că e în creștere numărul unioniștilor. Ce părere aveți despre acest lucru? Eu cred că este voința poporului exprimată. Am văzut și eu prin sondajele respective care au fost publicate și consider atâta timp cât poporul își dorește
acest lucru le aparține. Deci asta este dreptul lor. Să nu uităm că cetățenii Republicii Moldova au și cetățenii română. Deci, evident, depinde cum privim noi unionismul. Dar cum ar trebui să-l privim? Diferit. Pentru că și în... ați văzut că a apărut și platforma AUR. A fost o surpriză, cred că și în România, când au intrat în Parlament, pentru mine personal tot, pentru că nu sunt indiferentă de nici de viața politică în țările unde eu locuiesc și sunt cetățean. Aveți cetățenia României? Da. Da. Și cetățenia Marii Britanii o aveți? Da. Am primit-o recent și sunt mândră că am dat jurământul în onoarea maestății sale, Regina Elizabeta a II-a, și probabil va fi primul cetățean britanic care se implică în politica Republicii Moldova, dar sunt mândră de această cetățenie, de toate cetățenile pe care le am, dar în primul rând cetățenia Republicii Moldova, pentru că m-am născut aici, am crescut aici, am fost educată aici și de-aia nu pot fi indiferentă. Cine se va regăsi pe lista electorală a partidului? În primul rând, oameni cinstiți, oameni responsabili, oameni care vor să facă ceva, să facă față provocărilor și să schimbe lucruri în beneficiu cetățenului. Nume nu ne dați deocamdată? La moment nu. Cât costă o campanie electorală în Republica Moldova? Pentru că, iarăși, cu anumite ocazii, unii spun că în Republica Moldova, și am să-l citesc poate chiar pe Ion Sturza, zicea că aproape că e cea mai scumpă campanie electorală sau că sunt partide care cheltuie bani nebuni în aceste alegeri. Eu sunt îngrijorată de chestiunile astea care le aud, pentru că și mie ieri mi s-a spus cam niște cifre așa cum... Aproximativ? Din precedentele alegeri și cred că anume că în timpul când domnul Plahotniuc a capturat Republica Moldova, a făcut acest dezmăț electoral, pentru că altfel nu poți numi. Deci eu nu înțeleg de unde așa sume există în genere și de unde vin fluxurile, aceste fluxuri de bani. Pentru că este inadmisibil să cheltui, în primul rând, astfel de sume pentru așa o țară mică, da, și săracă, în alegeri electorale și să nu le dai oamenilor o pensie decentă, un salariu decent. Deci pe minima pun în gardă chestia asta. Deci vă zic sincer, noi suntem un partid modest și persoanele cu care vin în echipă suntem oameni care am făcut ceva la viața noastră, dar nu am furat și de aia vom avea un buget modest. Care... Cât ar fi bugetul modest? La cât s-ar evalua? Eu sunt finanțist, mai merg cu evaluările și sunt foarte precaută cu cifrele și cu cheltuielile la fel. Deci, în prezent, cred că sunt tehnologii care pot să ne aducă la faptul că să cheltuim cât mai puțin. Dar nu vreți să ne spuneți o sumă? Nu, pentru că încă mai fac niște analize, deci trebuie să înțeleg, eu sunt o persoană realistă și trebuie să înțeleg până unde ne permitem. Deci dacă nu ne permitem, atunci vom fi așa cum suntem, modești, și vom cheltui cât mai puțin. Evident, eu nu sunt persoana care mă împart cu pomenele electorale nicicum. Nu mă pot asocia cu astfel de lucruri. Și eu sper că prin faptul că vom convinge cetățeanul că se poate și altfel de făcut campania electorală, vom fi, cum s-ar zice, susținuți. Dar dacă nu accedeți în Parlament, ar putea fi considerate voturile care o să le aveți ca voturi irosite? Nu. Nu, pentru că noi, decizia mea a fost una de a reveni în politică. Când ați luat această decizie? Republicii Moldova. Cred că am luat-o atunci când am decis să mă retrag din funcția de candidat la funcția de prim-ministru. Deci atunci ați avut presiuni totuși să vă retrageți atunci sau nu?
Nu, dar nu, că filmul ăsta cu zmei și cu balauri, deci mi se pare prea exagerat. Nu mai vreau să discut la tema respectivă. Da, am avut un interviu cu dumneavoastră și ați explicat atunci și pentru că ne apropiem de final. Ce părere aveți despre felul cum înțeleg cei de pe stânga să se poziționeze? Și mai cu seamă, ce credeți despre crearea blocului PSRM-PCRM? Deci nu aș da niște aprecieri sau să zic ceva. Este, decizia le aparține. Probabil se vrea o consolidare pe stânga ca să fie sigur că pot obține cât mai multe mandate în Parlament. Dar cine are de câștigat? Vladimir Voronin că a mers cu socialiștii sau Igor Dodon că a mers la domnul Voronin și i-a cerut? Nu-mi permit implicare să discut lucrurile astea pentru că chiar nu știu detalii. Deci nu cred că... Cine ar avea de câștigat din ei doi? Păi depinde cine și ce imagine vor arăta în campania electorală. Deci nu, chiar nu știu cine ar avea de câștigat. Pentru că este o decizie luată de domnii respectivi și vom vedea după faptul cum vor fi votați. Ce nu vă doriți să se întâmple în această campanie electorală? Nu-mi doresc să fie o abordare urâtă, deci între partide. Atacul la persoană, știți că e des folosit în campanii electorale. Am văzut, deci chestiile astea care nu le susțin deloc. Deci trebuie să încercăm să arătăm totuși că suntem oameni civilizați și echilibrați. Deci de-aia aș face un apel să nu ajungem la denigrări și la minciuni și să spunem minciuna în fața electoratului, pentru că nu ne face față. Și eu sper că politicienii totuși să fie temperați în sensul de a avea răbdare, de a fi corecți și să nu se ajungă la denigrare. Ce le spuneți persoanelor care rămân nehotărâte, indecise? Pentru că e mare și acest segment, până la 30% din populație aleg să nu participe sau să spună că sunt cei care nu au încă luată o decizie. Am văzut și mă îngrijorează că 30%, am văzut statistica și mă îngrijorează faptul că partea indecisă este atât de mare și eu sper că, ținând cont că mai mult s-au lansat în această campanie, totuși să încercăm să-i atragem pe acești cetățeni indeciși în acest proces. Probabil că deci au fost și indeciși sau din considerentele dezamăgirii vis-a-vis de clasa politică. Însă, și aia sper că diaspora va fi foarte activă și sper foarte mult să se implice în aceste alegeri pentru a merge la vot și fac apel că fiecare cetățean este obligat să-și ofere votul pentru o formațiune politică care, într-adevăr, pot face ceva. Dacă rămâneți în lista perdanților în această cursă, ce faceți mai departe? Politică. Tot politică. Deci, dar politică doar la Chișinău sau puteți face și la Londra și la București? Da. Deci eu sunt o persoană activă. Oricum, să știți că nu sunt indiferentă de business. Deci business-ul ce ține de atitudinea mea față de tot ce se întâmplă global, nu pot fi indiferente, deci pentru că urmăresc piețele financiare, deci bursele și evident că realitățile mă aduc la faptul că cu cât mai multe opțiuni ai, cu atâta mai mult poți să realizezi. De aia eu voi continua viața mea activă și în politică și în afaceri și în tot ce se întâmplă global. În presă s-a scris că sunteți o persoană foarte bogată? Eu nu mă consider bogată. Nu știu, dar eu sunt o persoană care mi-am câștigat banii cinstit prin performanțele pe care am reușit să le ating. Da, într-adevăr, după ce am plecat din guvern, am avut oferte bune privind motivarea mea profesională, dar am muncit tot timpul. Și am muncit, mi-am pus scopuri clare, am ajuns la performanță, am ajuns când am ajuns, am făcut lucruri care doream să le fac și am reușit. Dar asta totul depinde de ambițiile pe care le ai. Dar v-ați dori mai mult să fiți deputat sau premier? Eu sunt o persoană de executivă.
Da? Deci sunt o persoană de management. Și ținând cont că totuși impactul pandemiei este simțit și se va simți și mai mult în această perioadă, mă văd mult mai în partea de a face lucruri concrete. Deci a trece la treabă, nu la pălăvrăgeli, așa cum cu regret se mai întâmplă în Parlamentul nostru, și să mișcăm carul, să facem lucruri concrete pe toate segmentele, pe toate domeniile economice. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu mare drag. Totul va fi bine. Mulțumim!